Prim-ministrul Florin Câțu a preluat interimatul la Ministerul Finanțelor după ce l-a demis pe Alexandru Nazare și estimează că rectificarea bugetară s-ar putea produce luna viitoare. Pentru că interimatul va dura maximum 45 de zile, este posibil ca portofoliul finanțelor să fie sub conducerea premierului în momentul rectificării. Nu a fost stabilit încă cine va fi următorul ministru, a precizat Florin Câțu. Când putea fi făcută rectificarea bugetară? Cred că în luna august o să fie făcută. Cu dumneavoastră, ministru interimar al finanțelor, va fi făcută această rectificare bugetară sau cu viitorul ministru al finanțelor? Vom vedea când sunt cele 45 de zile, dacă va fi cu mine sau cu următorul. Ați găsit un nume pentru Ministerul Finanțelor? Nu am discutat așa ceva. Următoarele 45 de zile voi fi ministru interimar. Eu am promis că fac o evaluare 6 luni de zile și era normal să încep cu acel minister unde eu am făcut propunerea și am susținut-o și am vrut să fiu foarte exigent și cred că nu există cineva care poate să îmi pună sub semnul întrebării capacitatea de a face o evaluare chiar la Ministerul Finanțelor Publice.